Bună dimineața, fraților! Bună dimineața! Bă, dar ce prost zis că am activat Bluetooth, că ascultam muzică încă, știi? Stai să pun o pauză să-l dezactivez. E 5 dimineața și cred că suneva la minus 8-9 grade. Nici nu m-am uitat pe telefon. A pus simpluță în gheață, nănău, frate, ce frig. Da. Haideți că opresc Bluetooth-ul de la telefonul ăsta ca să pot să ascult muzică pe toți, că până încolo așa mă plictisesc. Da, și am zis să fac și un mini vloguleț, să vedeți cum se prezint pe aici iernile, zăpezele. Vorba vine, glumesc eu. Stați așa că imediat. Am revenit, fraților. Dau mai încet o muzică. E bocnă de frig. Ți-îngheață și sufletul, cum se spune. Da, dar era de așteptat să vină și frigul ăsta și iarna. Trebuie să merg încet până la muncă. Ia uitați. Dar nu pot să mut ăsta, că vreau să mut steamănușa jos. Îl pun aici în colț. Să uite așa, să-l bag. Trebuie să iau frumos mănușa. Scuzați că dacă mișc telefonul. Deoarece mi-a înghețat și gura și buzele. Frig, nu așa. Nu m-am mai dus cu mașina, că nici n-am, mi-a fost leni să o mai dezgheț. Am dezghețat-o data trecută, dar încă mai are zăpadă pe ea și gheață. Și nu m-am mai dus. Știți cum e la muncă, până o parchez, până o pornești, până una alta, treci. Mai degrabă o lăs așa. Mă duc pe jos. 20 de minute, nu e așa mult. Așa cu muzică e altfel. Bă, că o mai curăța pe aici trotuarele. Nu e așa mult zăpadă de speria. Șoseaua e uscată. Nu e așa multă zăpadă pe jos. Da? Pune în soarea. Spre noi la muncă ne duce cu mașina lor, da? Ne duce pe altă parte. O să mai dureze. Nu-i vineva la 5 și ceva. Bă, dar ce... frig. N-a mai fost de anul trecut în frig așa. Uite, înghețat și geamul la ăștia. Dacă stai așa jumătate de oră cu telefonul, îți pică instant mânuța, mai ales dacă n-ai mănuși. Ăla mănuși, fraților. Planea groasă pe gât, nu se poate, fric tare. Cred că-s vreo minus 8 grade, poate, sau poate mai bine. Și nu m-am uitat pe telefon să vă zic exact. Da, s-au terminat și sărbătorile. S-au terminat și sărbătorile de iarnă, mă, frate, au fost și Sfântul Ion și Bobotează și... Gata de acum cu sărbătorile de iarnă. Bă, da, mi-a înghețat. Fii atent. Aproape că mi-a înghețat mâna prin mănușă, mă. Așa e de frig. Da? Ne adaptăm și la condițiile meteo nefavorabile.
cu aia care trăiesc la polul unor la minus 40 de grade, pe care altfel de sânge, au altfel de sânge, de nu se îmbracă în haine din alea. O, ce zăpadă a aruncat aici, de pe margine. Voi l-am mai curățat și voi? Astea, bă, frate. Oamenii nu atât în zăpadă pe aici. Da. Ce să facem? Dăm înainte. N-avem încotro. N-am mai luat de filmat, că nu mi-am dat seama. După aia am zis, bă, ce prost am fost că n-am luat măcar bățul ăla luam, dar asta e. Ce să facem? Dăm înainte. O dispărut pista de biciclete, fraților. Da. O aruncat de aici, de pe, de asta, zăpada asta neagră, de aici, de pe stradă. Când o dat aseară cu plugul sau când o dat, o aruncat-o aici, în jos. Mama mea! Mi-a înghețat lăboanțele, bă! Mi-a înghețat lăboanțele. Acum să simte gerul ăla, ci că mor microbii. La ora asta e cam liniște pe stradă. Câțiva oameni care se mai duc sus la Ușan sau părțile astea la ora, orașului. Asta luăm pe pista de biciclete, care nu mai este pistă deocamdată. Băi, dar e nesimțire mare, fraților. Băi, dar e nesimțire mare înainte. Fără exagerare, nu vreau să laud pe fostul primar, dar era curăța, erau curățate străzile, bă, ieșau lume, ieșau ăia care curățau de la... Uite acum, uite ăsta, hal de trotuar, bă, notăm prin zăpadă în 2023. Ne sunt țări mari, plus taxele astea mari, bă, ne sunt țări curate, frate, ne sunt țări curate. Dar pune-vă mâna frumos și scoate oamenii care îi ai de la primării și curățau, aveți utilaje din aia mici, aveți aia. Nu o să, la noi niciodată nu o să fie, nu o să ne facem niciodată bine, nu m-am furat, atât, o furat, dar o și făcut, bă, ne sunt țări mari, nu așa, ca de obicei, din partea tuturor, de la cel mai mic până la cel mai mare, e, uite, hal de stradă, uite, hal de stradă, anul 2024, pardon, 2023, și eu am ieșit acum, abia trezit din somn. Și în anul 2024 și încă așteptăm să stopească zăpadă. Bă, domn, sărăcii, bă, domn, sărăcii, ai utilajul, frate, ai, scoate-le, bă, curăți zăpada asta. Ne plângem de la un centimetru de zăpadă, frate. Dacă era o iarnă neadevărată, puternică, ce făceați, mă? Lăsa zăpada să se ridice până la etajul 4. Oh, spietroaiele astea mari pe aici, dacă
Calea ferată și... Bă, eu înțeleg, s-a făcut frumos prin oraș, una, alta. Dar eu leacă grijă de oraș, frate. N-am putut să văd atâta nesimțirii. Uitați ce aburie asta de la CAF. Ne uităm stânga-dreapta, nu a venit trenul. Bă, dar nesimțirii mari. Pare rău că în anii precedenți, când erau lumii pe stradă, așa de acum de dimineață, seara curățau cu nu cu roabe, cu șmecheri din alea, cu sărăriți din alea de mână, de... Uite alea, ce zăpadă pe aici, frate. Mai ales zona asta, Narcisa Ura încolo, ce frate, uitată de lume. Ăștia-s părăsiți. Aici nu mai e oraș, gata, deja e satul Narcisa. Vorba vine. Au ce zăpadă aici. Mă băgat ăsta zăpadă aici în șandrama. Aude aici. Fece mea Bacău. Era cea mai penibilă, cum se cheamă, cea mai penibilă cârciumă. Bă, da. Ua, mi-a înghețat lăboanțele. Ce să facem? Dăm înainte, fraților. Ia uite. Oare telefonul l-a înghețat de frig? Ua. Da. Măcar bun că am mai stat și eu de vorbă cu voi. Bă, cred că cam atât cu vlogul, n-ar o să filmez până încolo. Aici chipurile s-au mai tasat de la mașini. Zăpada. Pare. V-am pupat. Ne vom revedea la un nou vlog. Nu uitați să dați subscribe, un like și un comentariu. Pa!